de la, bă, second hand, nu știu, știu acum cât pentru o partidă la plută, nu cred că îmi trebuia chiar mai mult de așa ceva. Este un băț de 5 metri, bănuiesc că e firma Next, nu-mi spune absolut nimica. Am să pescuiesc cu o plută de 1,25 gram, un cârlig de 10, un cârlig micuț și să vedem, să vedem dacă reușim să prindem ceva. De foarte, după cum am mai spus, de foarte de mult nu am mai prins, nu am mai pescuit la, la plută, chiar mi s-a făcut dor, așa că am decis să ies la o, o partidă la, la plută. Hai să ne facem echipamentul și să-i dăm drumul. Da, hai să ne facem și bățul. Am să folosesc niște viermișori. Pentru început am să arunc câțiva viermișori în apă, nu foarte mult. Nu are rost să arunc foarte mulți viermișori. Apa, dacă pornește, dacă vine vreo barcă, îmi spală toți viermișorii de pe fund. Deci chiar cât o mică mânuță de viermișori. Atât. Am să pun doi viermișori pe cârlig pentru început. Am să pun unul roșu și unul alb. Să vedem dacă și peștii vor fi de acord cu alegerea mea. Și este și primul pește, un biborț. Un biborț. Da. Da, hai să îi și dau drumul ăsta. Uite cât e de nervos, micul biborț. Du-te.
frate. E bănel. Ce poză tare de final san. Iată, am reușit să prind un porcușor, un pește pe care nu l-am mai prins de când eram copil, din copilărie n-am mai prins porcușor. Mai că nici nu mai țineam minte cum arată un porcușor. Iată. Un porcușor. Hai să îi dăm drumul, du-te. Uite ce am reușit să prind. Uite, mă, cum s-a băgat el acolo, mă, și... Hai, mă. Cum te-ai băgat tu aici, mă? Cum ai intrat tu? Stai. Stai că-ți dau drumul, stai. Nu-ți complica situația. Cum te-ai băgat tu acolo? Cum ai putut să faci așa ceva? Asta, da. Aventură. Ce gheare ascuțite are. Hai, stai că imediat pleci înapoi, stai. Mai un singur deget aici. Atât. Ba. Uitați-vă la el. Cât e de scandalagiu. Mă, să nu mai vii la pluta mea, da? Hai, dă-i drumul înapoi. Du-te și nu mai vin la mine, nu? Hai, du-te. Mă. Am hotărât să venim pe o locație nouă. Acum o să încercăm pe un lac privat. Din păcate, pe canal unde am fost, în afară de acei biborți și bibănuți, nu am prins nimica. Așa că hai să vedem dacă pe un lac privat, cu un singur băț, la plută, viermișori, râme, dacă reușim să prindem ceva. Da, am reușit să iau ceva. Ceva mai frumos. Am pus o râmă. Se pare că râmele sunt mai pe plac. Atât. Bun, hai că am reușit să scoatem. Hai să scoatem și cârligul. Punem pe saltea. Și să vedem ce am reușit aici să prindem. Da, primul pește de pe un lac privat.
Da. Iată ce frumos e. Super. Haide să-i dăm drumul. Fac și o poză. Hai să dăm drumul. Hai. Mai dăm drumul tot din mincioc. Este. Hai. Du-te. Da. Și gata, avem și un Ibanez de data asta. Hai că să stai binevenit. Tot la râmă. Iată și Ibanez. Da, am agățat ceva mai mare. Cred că e un crab sau o plătică. Ai o plătică mare. E o plătică mare. Am luat-o la râmă. Am omit mai devreme puțin. Aduc această plătică pe patul de nadă. Da, mi-am inter o plătică chiar foarte, foarte frumoasă. Am intrat la râmă. Din păcate, la viermișori chiar n-am avut nici măcar o trăsătură. Da, iată. Râma. Iată și plătica. Cât e de frumoasă. Plătica superbă. Hop, 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 hop. Stai, stai și tu la o poză. Hai. Bun, haide să dăm drumul. Să dau drumul de mânciuc. Hai, plăticuță. Da, plătică frumoasă. Frumoasă, frumoasă. Da, un singur băț la plută. Și iată că nu ne plictisim. Super. Este. Ce? Da, eu îmi făceam nodul, m-am înodat și a fost chiar aici la mal pluta și mi-o tras, nici nu aveam camera pornită, nu m-am simțit că îmi trage firul din mână, chiar aici la mal îmi făceam nodul de la... Opa, opa, opa. Stai. Chiar la mal mi-o tras. Tot la râmă, tot cu adâncime foarte mică. Bun. Hai să facem și la asta o poză. Haide să dăm drumul și la asta. S-au venit chiar la mal. Chiar la mal. Hai, du-te. Este. Este. Încă unul. Da. Râmele. Da, foarte fain și ăsta. Tot un peștișor de aur. Ce energie are. Atât. Super. Asta e ceva mai mare. Cred că ăsta e cea mai mare de până acum care l-am prins, dar au o culoare extraordinară.
auriu, auriu, chiar foarte, foarte frumos. Sunt niște pești superbi, superb, superb. Bun, am scos și cârligul. Hai că fac și las o poză. Iată ce frumos e. Haide să-i dăm drumul. Frumuseți. Foarte, foarte faine. Bun. Hai. Du-te. Este. Da. E sândria cu ceva mai mare. Da, încă o bucată frumoasă. Wow, ce fain e, ce culoare faină aurie are. Am pus de data asta tot o râmă, dar o adâncime foarte, foarte mică. Da, și iată, am prins peștișorul de aur. Super. Un pește cu un colorit superb. Un colorit superb. Peștele de aur. Wow, ce frumos e. Un pește superb, ce culoare faină are. Da, stai. Da, o să am nevoie de să-i scot cătecul din gură. Wow, ce l-a luat. Cârligul din gură. Ce frumos e, ce culoare auriare peștele de aur. Haide să-i facem și o poză, asta chiar merită o poză frumoasă. Am să dau drumul de aici, nu cum al. Bun, un pește superb. Hai, du-te, du-te. Peștele de aur. Este. Da, încă o roșioară faină. Acum roșioarele, babuștele sunt mai active. Iată. Da, se vede. Hai, du-te. Frate, ziua asta. Nu, mă, a doua oară, mă, în același loc. Hai că trei ore trebuie să iasă. Este, da, uite, exact cum am zis, a treia oară a reușit, a treia oară a reușit, da, scăpat de două ori, a treia oară, uite ce fain e și ăsta, pești de aur, hop, 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 este, este, da. Încă unul.
A fost mai greu până când am găsit secretul cu adâncime foarte mică, râmă întreagă, și iată că asta a fost secretul. Asta de frumos e și ăsta, pește de aur. Hai să facem și la asta o poză. Bun, haideți să dăm drumul. Pești de aur. Hai, du-te. Super. Uite-l. Hai, este. Da, încă o bucată. Fain. Super. Da. E cam prins secretul acum. Să râmă, adâncimea să fie mică și succesul mult mai mare. Hai, nu te băga în stuc. Asta e o bucată mai frumoasă. Da. Super. Ah, ce fain. Ce bătăios. Ce scandal face. Hai, mă. Atât. Este. Da. Bun. Ce burtă are ăsta. Are o burtă ăsta. De. Mișcă, pușcă burta. Uite ce burta. Ai de capul meu. Bă, ești un burtos. Hai să scot cârligul. Super. Aici și cârligul foarte ușor. Iată și cât de burtos e ăsta. Cum nu știu că de la mâncare sau bănesc că e creierul mare, că vor fi depus deja. Hai să fac și la asta o poză. Bun, hai să dăm drumul. Hai să dăm drumul. Hai, opa! Opa! Că mă duc și jos. Hai, du-te! Este! Mă, un pic mai încolo trebuie aruncat. Da, este. Roșioară. Da. Chiar faină. Chiar o roșioară frumoasă. Faină roșioară. Hopa! Mi s-a rupt căligul. Da, haide să dăm drumul. Du-te! Super! Da, este! Încă roșioară frumoasă. Nu arată nici asta. Hop. Hai, du-te. Super. Este.
Ce e asta? O plăticuță. Plătică mică. Da. Ce micuță ai scumulat? O bucată destul de mare de râmă. Hai, du-te. O babușcă frumoasă. Chiar faină e babușca asta. Faină, faină. Iată ce babușcă frumoasă. Opa, 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 opa. Hai să fac și o poză. Bun, hai să eliberăm. O babușcă foarte faină. Hai, du-te. Este tulitul. Este! Wow! Ăsta e mai mare! Ăsta e ceva mai mare! Ăsta e o bucată mai mare! Da. Da, asta e chiar frumos! Chiar o bucată mai frumosă! Direct în cioc. Chiar faină bucată. Da. Tot un pește auriu, dar ăsta de data asta chiar e un pește mare. Mare. Da. Mai frumos, da. Prins în colțul gurii. Da, i-a scos și cârligul. Super. Iată ce frumos e asta. Chiar foarte fain. Haideți să îi dăm drumul. Foarte fain asta. Hai, du-te. Este. Oh, ce roșioară frumoasă, ce faină e roșioara asta. Chiar o roșioară frumoasă. Ce super roșioară. Chiar frumoasă. Hop, 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 hop. Super, 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 super. Da. O roșioară, chiar faină. Toate, foarte multe au gurile rupte. Deci asta e cu gura ruptă. Stai, 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 stai. Bun, să iau de aici și cârligul. Atât. Să-i dăm drumul.
foarte faină roșioara. Hai. Uite. Este. Este încă o bucată frumoasă. Wow, se duce direct în stuf. Direct în stuf, olato. Direct în stuf. Hai cu ieși. Hai, ieși de acolo. Ieși din stuf. Bă, dar numai în stuf să bagă, mă. Wow, ce fain. Wow, ce fain. O bucată frumoasă. Superbă. Direct în stufă luat-o. Asta e. Ai, nu intra în stuf. Nu. Nu pot să-l forțez. Am un fir destul de subțire pe un băț de plută și dacă l-aș forța, cu siguranță îmi va rupe firul. Dar uite cum, numai la stuf, numai direct la stuf, direct în stuf. Acolo vrea, în stuf, știe că acolo are unde să se ascundă și ăla-i locul în care s-ar simți în siguranță. Hai, hai, ieși, hai, bun, hai că o luat-o către mijloc. Op, se duce înapoi. Nu. Bun. Bun. Mamă, ce bătăios e asta. Asta se bate pentru că e crap. Și uite unde s-o băgat. Aoleu, de acolo nu știu dacă mi-a scos. Hai că l-am scos. Hai să vin eu mai încoace. Hai să vin eu așa mai încoace, să încerc să văd. Atât! Iată și un crap. Da, iată și un crap. Și un crap. Ce bătăi de cap mi-a dat peștele ăsta. M-a lucrat un pic. Cu băzi de plută, fir subțire și iată, sper să vadă cum e agățat în buza de sus. Să scot cârligul. Da, am scos și cârligul. Iată și crapul. Un crap frumos. Da, iată, ce crap frumos. Hai să facem și o poză. Haideți să dăm drumul, să-i dau drumul din mincioc. Wow, super. Iată că avem și un crap la activ astăzi. Îl vom ține puțin. Da. Și du-te. Hai, invers. Invers. Ah, super. Este. Este. Ah. Asta o să fie peștele de încheiere. E destul de târziu deja. Suntem plecați de dimineață. Noi când am plecat era destul de înorat. Cu mai o vreme superbă. Asta este un clean.
un clean. Iată, am să închei partida cu un clean. Un clean frumos. Da. Un clean superb, superb, super cleanul. Cu un clean din ăsta m-aș bucura chiar și la spinning. Nu mi-ar fi rușine. Un clean frumos. Hai să scot și la ăsta cărligul. Stai. Bă, ce-a făcut asta, mă? Mai bine. Bun. Hai să îi fac repede și o poză. Da, iată ce frumos e pianul ăsta. Chiar un clean frumos. Hai să-i dăm drumul. Repede, să nu pățească ceva. Hai, du-te! Este! Super! O să punem punct acestei partide de pescuit, o partide de pescuit de care chiar mi s-a făcut dor. Eu am început pescuitul când eram copil la plută. Nu am mai pescuit la plută, cred că de mai bine de 10-15 ani. Și chiar mi s-a făcut dor de pescuit. Tocmai ăsta a fost motivul pentru care mi-am luat un băț. Bineînțeles, un băț second, pentru câteva ore petrecute superb în natură cu familia. După cum ați văzut, a început destul de rău, am fost pe sălbatic, unde nu am reușit să prindem mare lucru. Am venit după aceea pe acest lac, de fapt aici sunt mai multe lacuri, am început pe acel loc, acolo, unde chiar nu a fost, unde chiar am avut câteva rezultate, după care am decis să ne mutăm pe acest loc, unde am văzut că între insulița asta mică și mal se plimbau peștii, un pești de o talie ceva mai frumoasă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la acest canal, totodată vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la acest canal, iar până data viitoare, eu vă doresc fire întinse!